ziua, dragii mei! Astăzi v-am pregătit prăjitură cu iaurt și brânză. Vă prezint ingredientele necesare. Pentru această prăjitură cu brânză și iaurt voi folosi o formă ce are ca diametru 30 de cm lungime, 20 de cm lățime și 5 cm adâncime. Pentru blat voi folosi 4 ouă mărimea L sau 225 de grame de ouă, 200 de grame de zahăr, 200 de grame de făină superioară. Eu folosesc făină superioară pentru a nu adăuga praf de copt. În cazul în care doriți ca pandișpanul acestei prăjituri să fie mult mai înalt, veți adăuga 8 grame de praf de copt. 150 de ml de ulei, 150 de ml de lapte și 10 ml de esență de vanilie. Pentru crema de brânză, voi folosi 3 ouă mărimea L sau 165 de grame de ouă, 500 de grame de brânză, 250 de grame de iaurt natural fără zahăr, 80 de grame de stafide. Am adăugat stafidele în apă pentru a se hidrata timp de 10 minute. După aceste 10 minute, vom scurge foarte bine stafidele de apă și le vom adăuga în compoziție. 200 de grame de zahăr și 50 de ml de esență de rom. Cantitatea de esență de rom o veți alege dumneavoastră. Prima dată vom încălzi cuptorul la o temperatură de 180 de grade. Vom adăuga hârtie pentru copt în formă, iar peste hârtia de copt vom adăuga o lingură de ulei alimentar, apoi vom unge foarte bine această hârtie pentru copt. O vom da puțin deoparte și ne vom apuca să facem pandișpan. Vom adăuga ouăle într-un bol și le vom mixa la viteză maximă timp de 5 minute. Au trecut 5 minute. În acest moment vom adăuga zahărul în timp ce vom mixa la viteză maximă puțin câte puțin, iar din momentul în care am terminat de adăugat tot zahărul, vom mixa alte 5 minute la viteză maximă. Au trecut și aceste 5 minute și am obținut această consistență ușor solidă. Vom adăuga uleiul în timp ce vom mixa la viteză maximă, puțin câte puțin. Am terminat de adăugat tot uleiul, vom adăuga laptele, puțin câte puțin, în timp ce vom mixa. Apoi vom adăuga esența de vanilie. După ce am amestecat toate aceste ingrediente, vom adăuga făina puțin câte puțin, în timp ce vom mixa la viteză mică, timp de un minut. Înainte de a adăuga făina, vom cerne făina. În cazul în care veți folosi praf de copt, în acest moment veți adăuga praful de copt peste făină. A trecut un minut, iar făina s-a amestecat foarte bine cu restul de ingredient. Vom adăuga jumătate din această compoziție în formă. Vom introduce în cuptorul preîncălzit la o temperatură de 180 de grade. Cum am cuptor electric, am lăsat doar rezistența de jos a cuptorului să funcționeze, iar grătarul cuptorului l-am pus pe al treilea rând al cuptorului. Au trecut 12 minute de când am ținut pandișpanul în cuptor. În momentul în care veți înțepa pandișpanul, iar bețișorul iese curat, în acel moment veți putea scoate pandișpanul din cuptor. Îl vom da puțin deoparte și imediat ne vom apuca să facem crema de brânză. Într-un bol vom adăuga toată brânza, o vom zobi puțin, apoi vom adăuga tot iaurtul, vom amesteca puțin, ouăle, zahărul, esența de rom și vom amesteca foarte, foarte bine. Voi adăuga 3 linguri cu vârf de făină, ce am uitat să vi le prezint la începutul rețetei.
40 sau 50 de grame de făină. Vom amesteca foarte bine. Vom adăuga stafidele, ce le vom scurge foarte bine de apă. Vom amesteca. Iar acum voi adăuga toată această compoziție de brânză peste pan dișpan. Peste această compoziție voi adăuga restul de compoziție de pan dișpan ce mi-a rămas. Voi introduce în cuptorul preîncălzit, lăsând să funcționeze doar rezistența de sus a cuptorului. Iar grătarul cuptorului l-am pus pe primul rând de jos al cuptorului. Timpul de coacere am să vi-l spun în momentul în care voi scoate această prăjitură cu iaurt și brânză din cuptor. Am scos prăjitura din cuptor. În momentul în care veți înțepa prăjitura, iar bețișorul iese foarte puțin umed, în acel moment o veți scoate din cuptor. Voi pudra cu puțin zahăr pudră vanilat și o voi lăsa să se răcească foarte, foarte bine înainte de a o scoate din formă. În momentul în care prăjitura s-a răcit complet, voi continua cu rețeta. Prăjitura s-a răcit încât să o scot din formă. Așa arată prăjitura după ce o vom scoate din formă. Eu voi tăia în bucăți mari. Dumneavoastră o puteți tăia în ce forme doriți. Și așa arată prăjitura cu brânză și iaurt. Are o textură ușor umedă și este foarte pufoasă. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.